Julian Assange, fondatorul Wikileaks, cere eliberarea temporară din închisoare pentru a participa la mormântarea creatoare de modă Vivienne Westwood. Cu toate acestea, cererea este puțin, probabil să primească aprobarea, pentru că o astfel de solicitare se acordă doar pentru rudele apropiate, a declarat un portător de cuvânt al Ministerului Justiției. Vivian Westwood, care a murit pe 29 decembrie 2022 la vârsta de 81 de ani, a fost un suporter vocal și prietena lui Assange de mai bine de 10 ani. Soția fondatorului Wikileaks spune că cei doi au avut o relație apropiată, astfel că Julian Assange ține să participe la înmormântarea fostei creatoare de modă pentru a-i aduce un omagiu. Prin urmare, avocatul său a depus o cerere în acest sens, însă o astfel de cerere este puțin probabil să fie aprobată pentru că acest tip de solicitare este aprobată doar rudelor apropiate, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Justiției. El a precizat totuși că nu există o interdicție clară și că decizia este luată de conducerea închisorii de la caz la caz. Julian Assange se află în închisoarea Belmarsh din Londra din 2019. Acesta se luptă pentru a obține extradarea sa în Statele Unite ale Americii pentru acuzații legate de publicarea a mii de documente clasificate în cursul anilor lor 2010 și 2011 în scandalul cunoscut sub numele de WikiLeaks